Bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să distribuiți videoclipul nostru și să activați notificările pentru a fi primii care află despre videoclipuri noi. Au început filmările celui de-al doilea sezon al serialului cu Turcoglu, îndrăgită actriță a Turciei. Cu toate acestea, o situație interesantă de pe platou a căzut ca o bombă pe agenda revistei între flori și felicitări pe platou, lipsa gesturilor din partea iubitului ei Alpa a atras atenția și a început o mare discuție printre fanii ei. Mulți de pe platourile de filmare i-au trimis flori și felicitări pentru a-l susține pe îndrăgitul actor și a sărbători succesul noului sezon, totuși lipsa unui astfel de gest din partea iubitului său Alp curiozitatea în rândul lui fanii. Deși relațiile și gesturile dintre jucători au mers la deseori obiect de curiozitate, faptul că Alp Navruz nu a trimis flori a fost interpretat pe scară largă, în timp ce unii utilizatori de pe rețelele de socializare au speculat cu privire la motivele acestei atitudini a lui Bruce. Alții au criticat exagerat această situație, unii fani au susținut că Alp Navruz ar fi putut sări peste acest gest. Datorită ritmului lor intens de lucru, în timp ce alții l-au interpretat ca tensiune între jucători. Jurnaliștii care iau pulsul lumii revistelor au discutat pe larg despre acest eveniment și au evaluat opinii diferite. Unii experți au spus că aceste mici gesturi reflectă relațiile dintre jucători și că poate exista, ar putea exista semnificații mai profunde în spatele faptului că Alp Navruz nu trimite flori. Pe de altă parte, unii analiști susțin că aceste situații pot fi exagerate și că Alp Navruz a uitat să trimită flori pur și simplu pentru că era ocupat după acest incident. Nu a existat nicio declarație oficială a lui Navruz. Cu toate acestea, se pare că despre acest tip de eveniment se va vorbi în continuare în presă și fani multă vreme. Viața amoroasă a îndrăgiților actori alternativi turci a devenit un strâns subiect urmărit de mass media și fanii lor. Relația dintre cei doi a căpătat o nouă dimensiune odată cu mixul de familii din ultimele zile. Se pare că Alp Navruz dorea de mult să se mute la aceeași, dar familia lui Sla intră în această situație și pune în pericol relația. Așa e, chiar așa, relația dintre Alp Navruz și Slam Turcoglu apare frecvent pe rețelele de socializare și pe fanii tabloidelor, care urmăresc timpul și momentele romantice ale cuplului. Împreună vor să vadă fericirea cuplului totuși. Acuzațiile care au venit pe ordinea de zi în ultimele zile arată că relația a devenit mai complexă. Se pare că Alp și-a dorit mereu să se apropie de Turcoglu și să ducă relația lor cu un pas mai departe. Cu această intenție, el crede că cuplul ar trebui să trăiască în aceeași casă și Sla îi transmite această ofertă. Însă lucrurile nu merg conform planului. Familia Sla Turcoglu nu priveste favorabil această situație și respinge categoric cuplul care locuiește în aceeași casă. Alp Navruz se simte foarte inconfortabil cu această atitudine de familia Sla, faptul că Navruz vrea să ducă relația lor la un pas serios și să facă planuri pentru viitor pare a fi un mare obstacol pentru decizia familiei. Se afirmă că participarea familiei Slai la relație deranjează Alp și creează incertitudinea cu privire la viitorul relației. Aceste evenimente sunt interpretate ca celebrul cuplu de pe ordinea de zi cu viața lor amoroasă trecând printr-o perioadă dificilă din cauza barierelor familiale. Dacă sentimentele lui Alp Navruz pentru Turcoglu și dorința lui de a duce relația mai departe sunt în pericol din cauza barierei familiei sau dacă cuplul va putea depăși împreună acest proces dificil, timpul va spune. Ne poți împărtăși opiniile tale valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Aveți grijă de voi! La revedere! Bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să distribuiți videoclipul nostru și să activați notificările pentru a fi primii care află despre videoclipuri noi. Au început filmările celui de-al doilea sezon al serialului cu Turcoglu, îndrăgită actriță a Turciei. Cu toate acestea,
o situație interesantă de pe platou a căzut ca o bombă pe agenda revistei între flori și felicitări pe platou, lipsa gesturilor din partea iubitului ei Alpa a atras atenția și a început o mare discuție printre fanii ei. Mulți de pe platourile de filmare i-au trimis flori și felicitări pentru a-l susține pe îndrăgitul actor și a sărbători succesul noului sezon, totuși lipsa unui astfel de gest din partea iubitului său Alp curiozitatea în rândul lui fanii. Deși relațiile și gesturile dintre jucători au mers la deseori obiect de curiozitate, faptul că Alp Navruz nu a trimis flori a fost interpretat pe scară largă, în timp ce unii utilizatori de pe rețelele de socializare au speculat cu privire la motivele acestei atitudini a lui Bruce. Alții au criticat exagerat această situație, unii fani au susținut că Alp Navruz ar fi putut sări peste acest gest. Datorită ritmului lor intens de lucru, în timp ce alții l-au interpretat ca tensiune între jucători. Jurnaliștii care iau pulsul lumii revistelor au discutat pe larg despre acest eveniment și au evaluat opinii diferite. Unii experți au spus că aceste mici gesturi reflectă relațiile dintre jucători și că ar putea exista semnificații mai profunde în spatele faptului că Alp Navruz nu trimite flori. Pe de altă parte, unii analiști susțin că aceste situații pot fi exagerate și că Alp Navruz a uitat să trimită flori pur și simplu pentru că era ocupat după acest incident. Nu a existat nicio declarație oficială a lui Navruz. Cu toate acestea, se pare că despre acest tip de eveniment se va vorbi în continuare în presă și fani multă vreme. Viața amoroasă a îndrăgiților actori alternativi turci a devenit un strâns subiect urmărit de mass media și fanii lor. Relația dintre cei doi a căpătat o nouă dimensiune odată cu mixul de familii din ultimele zile. Se pare că Alp Navruz dorea de mult să se mute la aceeași, dar familia lui Sla intră în această situație și pune în pericol relația. Așa e, chiar așa, relația dintre Alp Navruz și Slam Turkoglu apare frecvent pe rețelele de socializare și pe fanii tabloidelor, care urmăresc timpul și momentele romantice ale cuplului. Împreună vor să vadă fericirea cuplului totuși. Acuzațiile care au venit pe ordinea de zi în ultimele zile arată că relația a devenit mai complexă. Se pare că Alp și-a dorit mereu să se apropie de Turkoglu și să ducă relația lor cu un pas mai departe. Cu această intenție, el crede că cuplul ar trebui să trăiască în aceeași casă și Sla îi transmite această ofertă, însă lucrurile nu merg conform planului. Familia Sla Turkoglu nu priveste favorabil această situație și respinge categoric cuplul care locuiește în aceeași casă. Alp Navruz se simte foarte inconfortabil cu această atitudine de familia Slai, faptul că Navruz vrea să ducă relația lor la un pas serios și să facă planuri pentru viitor pare a fi un mare obstacol pentru decizia familiei. Se afirmă că participarea familiei Slai la relație deranjează Alp și creează incertitudinea cu privire la viitorul relației. Aceste evenimente sunt interpretate ca celebrul cuplu de pe ordinea de zi cu viața lor amoroasă trecând printr-o perioadă dificilă din cauza barierelor familiale. Dacă sentimentele lui Alp Navruz pentru Turkoglu și dorința lui de a duce relația mai departe sunt în pericol din cauza barierei familiei sau dacă cuplul va putea depăși împreună acest proces dificil, timpul va spune. Ne poți împărtăși opiniile tale valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Aveți grijă de voi! La revedere!